Mica ne va povesti un pic despre ce înseamnă să fii un analist de business, care e o chestie relativ nouă la noi și asta înseamnă de fapt că inclus se primește din ce în ce mai mult owner și pe produse și putem avea astfel de joburi. Bună seara tuturor, mă bucur foarte mult să mă aflu din nou la acel nou număr din revista Jana. În primul rând, înainte de a începe, aș vrea să știu de curiozitate câți analiști business sunt în sală sau consultanți de business. Super! Deci eu sper că pe viitor numărul să crească din ce să crească și ca toți pasionați acestui domeniu să vină și să contribuie cu idei, cu articole la rubrica noastră de analiză business din cadrul revistei. Dacă tot vorbim de agile și știm că agile este foarte up-to-date, m-am gândit și eu să abordez oarecum acest curent în domeniul analizei de business. Despre ceea ce vom vorbi noi astăzi ar fi care sunt cerințele de business, cum se definesc ele agile, care sunt calitățile unui analist de business și ce ar trebui el să facă împreună cu echipa lui ca să livreze final un proiect și să satisfacă, în primul rând, nevoile clientului. Și totodată știm că analiza de business poate fi aplicată în diverse metodologii agile, cum ar fi Scrum, Extreme Programming și Kanban. Ele sunt foarte trendy și e foarte important că înainte să ne apucăm de un proiect să alegem metodologia corespunzătoare pentru a le implementa cu succes. Oare cum ne gândim la un proiect? Ne gândim că înainte de a ne apuca, analistul de business trebuie să se întâlnească cu clientul, să stabilească care sunt specificații, de ce este nevoie și ulterior, împreună cu echipa sa, să definească care sunt specificațiile corespunzătoare și să le prioritizeze. Astfel, pentru lume agilă, cerințele software sunt dezvoltate prin explorarea continuă a nevoilor de business. Monica, te rog, vorbește mai tare, nu se aud. Ah, ok. O să încerc. Mai și una, foarte importantă pentru un proiect IT, pentru că el reprezintă punta de legătură între echipa tehnică care dezvoltă produsul și client. El este, zicem, un guru al business-ului pentru care se dezvoltă aplicația respectivă și tot ceea ce înseamnă succes al proiectului și așa constă în acest rol cheie de analist business pe proiect. Așa cum am specificat, targetul unui analist de business este ca în final clientul să fie mulțumit de produsul livrat. Oarecum stăm să ne întrebăm care sunt calitățile de succes ale unui analist business în agile. Și oarecum aș dori să vă întreb și pe voi, ce credeți voi, ce ar trebui să fie calitatea primordială unui analist ca produsul sau proiectul să meargă bine. Eu, în primul rând, mă gândesc la calitatea lui de a comunica, de a negocia, de a prioritiza specificațiile, de a stăpâni toate tehnicile și metodele necesare în realizarea etapei de analiză business din cadrul fiecărui proiect software. Totodată, în agile, știm că e foarte important ca analistul
să fie foarte la curent cu feedback-urile pe care le primește din partea tuturor stakeholderilor implicați în proiect. Și pe baza feedback-urilor, el să reușească să proiectizeze din nou cerințele, să le facă, să discute cu echipa și totodată să declanșeze acel mecanism al schimbării necesar în desfășurarea unui proces de muncă foarte eficient și nu neapărat și în creșterea productivității echipei care implicează cei pe aici. Înainte de a trece la concluzii, vreau să vă zic că în articolul meu veți găsi în detaliu explicat cât de cât pe scurt ceea ce înseamnă analiza business-ului Scrum, în Kanban și în History of Revenue. Ceea ce îmi mai dori să vă recomand sunt ultimele cărți care au făcut domeniul analizei business și pe care eu vi le pun cu mare drag la dispoziție dacă solicitați filmele acest lucru și, în ultimul rând, vă recomand să citiți The Extensive Agile book de la International Institute of Business Analysis, care va detalia punctual tot ceea ce înseamnă românii analizi pe proiectele Agile. Și tot acolo, dacă aveți întrebări, vă regele cum se abordează în primul ce metodologie abordăm, de ce vom lucra, de câți oameni vom avea nevoie, dacă este nevoie de un analist business, toate răspunsurile, în marea lor majoritate, vor fi găsite în cartea respectivă. Metodologiile agile permit implicit echipelor implicate în dezvoltarea produselor soft să îndeplinească toate doleanțele clienților, pentru că, în fund, ceea ce ne mulțumește pe noi e să vedem că avem un client mulțumit în final, care, de-a lungul întregului parcurs, a avut încredere în echipa cu care a colaborat, în analist, și această legătură bună, acest rol de liaison, trebuie dezvoltat mereu în cadrul analizei de business și a rolului unui analist. Practic, analistul de business în momentul actual este un rol tot mai cerut pe piața IT românească, pentru că, datorită schimbărilor de piață care au intervenit, el este nevoit să fie în pragul acțiunii. El este miezul problemei, el este cel care trebuie să aibă rol de product owner, de business coach, de moderator între toate părțile implicate ale proiectului și el este cel care ne asigură că specificațiile sunt înțelese înainte de a ne apuca de treaba respectivă de partea tehnică. El este cel care oferă suport tehnic și suport business echipei. El este cel care asigură că toate specificațiile sunt acceptate și totodată este cel care face review împreună cu clienții la specificațiile pe care echipa trebuie să le abordeze. Dacă aveți întrebări... Există mai multe cărți. Eu vă recomand, pe lângă Babuc, care este Biblia analiștilor business, să citiți The Extensive Agile de la IBA și acolo veți găsi toate detaliile. Nu știu, Extensive Agile of Babuc, ceva de genul, nu mai știu nicio exact. Și acolo veți găsi toate indicațiile referitoare la rolul analistului de business în metodologiile Agile, cât și noile tendințe și certificări care vor fi elaborate pe viitor de instituții internaționale. În momentan există certificatul pentru analist business și respectiv cel asociat, dar pe viitor există și tendința de a se certifica profesioniști MBA și în Agile. Da. Este o întrebare, nu știi cine vă pune. Analistul de business se ocupă și de partea de sales sau client management? El are rolul, există și consultanții de business care implementează produsele la client și într-adevăr asigură suportul instalării produsului la client și, da, într-adevăr, este obligat să răspundă la toate întrebările pe care partea de client le pune. Asigură și suport. Da. Depinde, da. Care e rolul în business analysis?
Repete-te. Colegul vostru m-a întrebat care este rolul unui analist business dacă abordăm metodologia Scrum în proiect. În sine, în Scrum, din cum știe toată lumea, există o echipă. Și în sine, rolul analistului de business este luat, preluat de responsabilul de proiect, de produs, de product owner, care are rolul de a interacționa cu client, de a prelua specificații și de a prelucra un backlog specific produs. Nu luați interviu. Da. Mă, ca să dau un răspuns sincer, lucrând în concernul Unica, noi suntem așa mai tradiționaliști, fiind având 50 de ani în spate, dar noi oamenii sunt obișnuiți să lucreze waterfall, dar tindem spre o evoluție agilă, care va fi atinsă în timp. Acum, timpul respectiv este valoare. Bine, poate să accelereze. Bine, într-adevăr, poate să accelereze, dar contează foarte mult și mentalitatea acolo, de negociere. Dacă ei client, dacă ei văd că sunt obișnuiți să lucreze într-o anumită manieră și au succes, atunci îți spunea, ok, de ce mai trebuie să schimbăm din moment ce noi obținem profit? Haideți să continuăm asta la workshop. Acasă, o să avem continuăm și pe aia. Următoarea prezentare. Mulțumim, Marius! Mulțumim! Să fie articole și în activitățile viitoare comunități de la Miză Business.